Pacea Domnului. Pacea. It's so good to be back here. E așa de bine să fiu înapoi aici. And see that the church is finished. Pentru că biserica este gata, terminată. I want to start with telling you a story. Și aș vrea să încep să vă povestesc o istorie. In February this year, anul acesta, în februarie, one day I got a telephone from one friend of mine. Într-o zi am primit un telefon de la un prieten al meu. He is from Romania, but he lives in Norway. El este din România, dar trăiește în Norvegia. A good brother, very good brother. Un frate bun. And he said, Olaf, do you want to come to Romanian meeting in Kristiansand? We said, Olaf, do you want to come to meeting? Și el a zis, mai vrea să vii la o întâlnire de biserică în Kristiansand, adică acolo el nu locuiește Olaf în Kristiansand și acolo s-a format o biserică românească de acum un an, poate chiar mai puțin, și el a invitat acolo. And I said, yes, I am open, but why you ask? Și Olaf zice, da, zice, sunt deschis să vin, dar de ce mă întreb? Because we are 1 hour from Kristiansand, and I am in another church. Pentru că noi stăm la o oră, cel puțin, de Kristiansand, într-o altă biserică. And he said, I have a surprise for you. Și el zice, am o surpriză pentru tine. And the surprise was that our brother Viorel was with it in Norway. Ah, și surpriza era că am fost acolo cu fratele Sebi și cu fratele, nu știu, cu ce spun că un frate. Eu nu știu. Ne-am găsit împreună. Together with another brother, I think you know him, brother Sebi. Da, împreună cu un alt frate, fratele Sebi, pe care și noi să-l cunoașteți. And we had a wonderful weekend. Am avut un weekend minunat acolo. And now I am back here. Și acum sunt înapoi aici. Viorel told me that the church is finished. Viorel mi-a spus că biserica e terminată. But I am so happy to come and see. Dar sunt așa de fericit să vin și să văd. So God bless you. Așa că Domnul să vă binecuvânteze. And God bless you, His building. Și Domnul să binecuvânteze această clădire. Amen. It is Tuesday and we have to limit the time, so I will go direct to the word. Pentru că e marți, avem un timp limitat, o să mergem direct în cuvânt. And I want Brother Viorel to read one portion from the Bible. And this 2 Kings. Doi împărați, capitol 2, din versetul 1. 15 verses. 15 verses. From 1 to the 15. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer, într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au coborât la Betel. Fiii prorocilor care erau în Betel au ieșit la Elisei și au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie a zis, Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Erihon. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Erihon. Fiii prorocilor care erau la Erihon s-au apropiat de Elisei și au zis, știi că Domnul răpește astăzi stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului.
Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut o sursă și a lovit cu ea apele, care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga, Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui! Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, l-a sfâșiat în două bucăți și a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului, a luat mantaua căreia îi dăduse Ilie drumul și a lovit cu ea apele și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Fiii prorocilor care erau în fața Ierihonului, când l-au văzut, au zis, Duhul lui Ilie a venit peste Elisei și au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. Amin. Amin. This is a strong story. Este așa o puternică istorie. And this story has something to say today. Și această întâmplare are ceva de vorbit pentru noi astăzi. Has something to say to us. Are ceva care trebuie să ne spună nouă. We meet three different groups here. Noi suntem în diferite grupuri aici. We see that it was a lot of prophets. De exemplu, dacă ar fi fost o grămadă de proroci, or prophet disciples, sau cei care erau învățați să ajungă preproféți, sau ucenicii profeților. And in this group we find the old master Elia. Și în acest grup care îl găsim aici, îl vedem pe Ilie care era conducătorul lor. And we find also the young prophet Elisei. Și îl vedem și pe tânărul profet Elisei. And I see that this is a good picture of what we find today. Și eu cred că aceasta este o imagine foarte bună asupra ceea ce găsim astăzi. These three groups are a good picture of what we find in every church wherever you go. Aceste trei grupuri sunt ca o imagine bună a ceea ce este astăzi în bisericile noastre. You will find all Christians with experience. O să găsim creștini mai crescuți sau vârtei care au experiență. Living a long life with the Lord. Care trăiesc sau trăiesc o viață cu Domnul. And we find also Christians who is new on the road. De asemenea, vom găsi creștini care sunt de curând întorși. We find them who have seen revival and strong moving from the Lord, from God. Și noi ne-am dorit ca să vină o trezire, o mișcare puternică de la Dumnezeu. And we find them God want to send to the next generation. Și and we find the workers for the next generation. Și vrem ca să se ridice lucrători pentru generația următoare. So I want us to look little at these three groups. Și acum haideți să ne uităm puțin la aceste trei grupuri. And let's see what we can learn. Și să vedem ce putem învăța. And we start to look at the old man Elia. Și vom începe să ne uităm la omul lui Dumnezeu Ilie. He was the teacher. El era învățătorul. He was the prophet. Era profetul. He was like a father to them. Era ca un tată pentru ei. And we see that he had disciples. Și vedem că el avea ucenici. In Bethel. În Betel. In Jericho. În Ierihon. And by Jordan. Și dincolo de Iordan. Prophet disciples. Ucenici care se pregăteau să devină profeți. These disciples were like students in a school. Acești fii ai prorocilor erau de fapt niște studenți la școala lui Ilie.
dacă putem spune așa. And Elia was the teacher. Și Elia era profesorul. But now Elia had become an old man. Acum însă Elia devenise un om bătrân. He had much experience with God. Avea o mare experiență cu Dumnezeu. He had seen a lot. A văzut mult. He had seen a lot. A văzut mult. A văzut mult cu Dumnezeu. Așa, mulțumesc. Dacă e să mai știți, să mă ajutați, ajutați-mă că... Deci văzuse multe cu Dumnezeu. And this day he was going to finish his race here. Și în ziua aceea el se ducea să își încheie lucrarea pe care o avusese aici. You know the story about Elia when he confronted the prophets, the false prophets of Baal. Știți istoria în care Elie a confruntat pe profeții falși al lui Baal? In the Mount of Carmel. Pe muntele Carmel. 400 Baal prophets. 400 de proroci ale Baal. But it wasn't only this. Dar n-a fost doar asta. It was also 400 prophets of Astarte. Erau încă 400 de proroci ai Astartei. And one single man. Și doar un singur om. But that man. Dar omul acesta. Was with God. Era cu Dumnezeu. And had the Spirit of God. Și avea peste el Duhul lui Dumnezeu. And this man. Și omul acesta. What a strong vessel. Acest an instrument. Era un instrument puternic. În mâna bringing revival. Care a adus trezirea. The false prophets they gathered together. Profeții falsi s-au întâlnit și ei acolo împreună. Building an altar for Baal. Au construit un altar pentru Baal. Calling upon this false god. Și au început să se roage înaintea acestui fals Dumnezeu. Nothing happened. Dar nu s-a întâmplat nimic. And then came Elia. Și atunci a venit Elia. He built an altar for the living God. Și a construit un altar Dumnezeului celui viu. The only God that can save. Singurul Dumnezeu adevărat. The God that created heavens and the earth. Dumnezeul care a creat cerul și pământul. And God answered with fire. Și Dumnezeu a răspuns cu foc. And all the people of Israel fell to the ground. Și tot poporul Israel s-a aruncat cu fața la pământ. Crying out. Și au început să plângă și să strige. The Lord, He is God. The Lord, He is God. Și strigau, Domnul este adevăratul Dumnezeu. So he had really seen something, this man. Iată că omul acesta Elie a văzut lucruri mărețe. He had experience. Avea experiență cu Dumnezeu. Now, back to us. Acum să ne întoarcem la noi, la tu și cu mine. In our churches, în bisericile noastre, we find some old men. Găsim oameni bătrâni sau crescuți spiritual. And women. Și bineînțeles și femei. With experience. Care au experiențe și au avut experiențe cu Dumnezeu. Living with God. Oameni care trăiesc în prezența lui Dumnezeu. Having joy with God. Care au bucurie, se bucură în Domnul. But also crying with God. Și care plâng împreună cu Dumnezeu. A life with experience. O viață plină de experiențe. Is very precious. Este așa de prețioasă. In our churches today. În zilele noastre, în bisericile noastre. We need this old man and woman. Avem nevoie de asemenea bărbați și femei. We need the fathers and the mothers. Avem nevoie de părinți spirituali, mamă we și tată. Need their experience. Avem nevoie de experiențe cu Dumnezeu. We need to learn. Avem nevoie să învățăm. From them. De la ei. 1 Ioan, 1 John. You can after God. We are in the 2 King, chapter 2, but we just read something from 1 John. Rămânem acolo la de doi regi, dar citim ceva și din 1 Ioan. 1 John, chapter 2, capitolul 2, verse 12, 13 and 14. Versetele 12, 13 și 14. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui.
Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Also here we meet three groups. Și aici am găsit trei grupuri. The children, copii, the young ones, tinerii, and the fathers. Și părinții. He said, I write to you children. Iată ce scrie, vă scriu vouă, copiilor. For your sins are forgiven for his name's sake. Și pentru că păcatele voastre sunt iertate din pricina numelui său. I write to you fathers. Vă scriu vouă, părinților. Because you know him who is from the beginning. Pentru că voi ați cunoscut pe acela care este de la început. I write to you young ones. Vă scriu și vouă tinerilor. For you have conquered the evil one. Pentru că voi ați biruit pe cel rău. And in verse 14, he repeat. Și în versetul 14 repetă. He said, I have written to your father because you have learned, you know the father. V-am scris părinților fiindcă ați cunoscut pe Dumnezeu Tatăl. Him who is from the beginning. El care este de la început. I have written to you young because you are strong and the word of God abides in you and you have conquered the evil one. V-am scris și vouă tinerilor fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel. Now I wanted to see something. Acum aș vrea să vedem ceva. I write to you children because you know the Father, he says. Zice, v-am scris tinerilor fiindcă voi cunoașteți pe Tatăl. The first experience when you come to God. Prima experiență când vii la Dumnezeu. Is that you get his spirit in your heart. Este că primești Duhul lui în inima ta. Crying Abba Father. Care strigă Ava, adică tăticule. You know the Father. Începi să-l cunoști. And you thank him because your sins are forgiven. Și începi să-i mulțumești că păcatele tale sunt iertate. You have a new life. Și începi să ai o viață nouă. And then you grow. Și din momentul acela vei you începe start să crești. To grow. Vei începe să crești. And he says, I write to you young ones. Și zice, vă scriu vouă tinerilor. Because you are strong. Pentru că sunteți tari. The word of God abides in you and you have conquered the evil one. Cuvântul lui Dumnezeu este abundent în voi și rămâne în voi și așa biruiți pe cel rău. This is when you start to eat the word of God. Trebuie ca să începi să mănânci cuvântul lui Dumnezeu. And the word of God start to transform your mind. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu începe să transforme mintea noastră. And you start to think and act like the word of God. Și începi să gândești ca și cuvântul lui Dumnezeu. And when temptations comes in your way, și când ispita vine în calea ta, you conquer them. Tu poți să o biruiești. Because you have a character inside. Pentru că ai un caracter înăuntru. Founded on the word of God. Care este plin de cuvântul lui Dumnezeu. But now listen. Dar ascultați acum. I write to you fathers. Vă scriu vouă părinților. Because you know him who is from the beginning. Pentru că voi cunoașteți pe acela care este de la început. What is the difference from knowing the Father and knowing him who is from the beginning? Care e diferența între a cunoaște pe Tatăl și a cunoaște pe acela care este de la început? To know the Father is like a child coming to sit on the Father. Tata, tata. A cunoaște pe Tatăl este asemenea unui copilaș care vine și zice tata, tata și îl ia tata pe genunchi. But to know him who is from the beginning. Dar a-l cunoaște pe acela care este de la început. This speaks about a deeper relationship. Aceasta vorbește despre o adâncă relație cu Dumnezeu. Amen. To cry with God. Să plângi împreună cu El. To feel the emotions of God. Să simți sentimentele lui Dumnezeu. To be with God. Să fii cu El. Amen. Să-L cunoști pe El. In a deeper way. Să-L înțelegi într-un mod adânc.
There are people among us. Și acești oameni care sunt înaintea noastră. With more experience. Cu mai multă experiență. We need to listen to them. Avem nevoie să ascultăm de ei. You know, my wife is from Romania. Știți că soția mea este româncă. And she told me this. Și ea mi-a spus așa. There is like a proverb or like a saying what you used to say here in Romania. Este ca un fel de proverb sau o zicală care noi o zicem în România. If you don't know anybody with white hair. Dacă nu cunoști pe cineva care are părul alb. Go and buy somebody. Du-te și cumpără unul. We need the experience of the old ones. Avem nevoie de oameni cu experiență în cunoașterea lui Dumnezeu. Amin. The first Romanian Christian what I heard about. Primii creștini români despre care eu am auzit. Was Brother Richard Wurmbrand. Cum era Richard Wurmbrand? I think everybody in this room have heard his name. Cred că toți ați auzit de numele lui Richard Wurmbrand. He was like a father. El a fost ca un tată. For the Romanian Christian. Pentru creștinii din România. And Romanian Christians. Și creștinii din România. Living in poverty. Trăind în sărăcie. Facing struggles, problems. Trăind în probleme. They could identify themselves with this man. They could identify with this man. N-au putut să se identifice, să se unească cu acest. Because he had been in struggles, big struggle. Pentru că ei aveau mari probleme. Persecuted. Persecuții. For Christ. Pentru Hristos. Tortură. In prison. În închisoare. But what an experience. Dar așa o mare experiență. Glory. And today many people are listening this preach. Și acum oamenii ascultă predicile lui. He's not the only one. Și nu e singur. There were pioneers among us. Avem pionieri ai credinței înaintea noastră. Here in Romania. Aici în România. Back in my country in Norway. Și acolo la mine înapoi în Norvegia. But I want to ask you. Dar aș vrea să vă întreb ceva. Remember your childhood here in this village. You remember when you were child in this village. Aduceți-vă aminte când erați copii. Wasn't somebody telling you about God? Cine v-a spus? Cine v-a spus vouă? Wasn't somebody telling you about God? Când v-a spus cineva despre Dumnezeu? I believe it was. We had the pioneers. When you were child, somebody told you about God. They were pioneers. They were like big pioneers, like a father. Deci când ați fost copii, nu neapărat copii, poate se referă la credință, când cineva ne-a spus despre Domnul, a fost ca un tată pentru noi. And now, și acum, God want you. Și acum Dumnezeu vrea ca tu to tell people about your experience. Să spui oamenilor despre experiența ta cu Dumnezeu. God want you. Dumnezeu vrea lucrul acest. To share your experience. Ca tu să împărtășești experiența ta. To tell people about God. Ca să spui oamenilor despre what he has done for you. Ce a făcut El pentru tine. And God, when he see that you want this. Și Dumnezeu când va vedea că tu vrei lucrul acesta. He will give you children. El îți va da copii. Now you think, oh, I am old, I can't have more children. Și acum poate să spui, de tu zici, acum ești bătrân, nu mai poți să am copii. But I speak about spiritual children. Dar eu vorbesc despre copii spirituali. God want to send people in their way. Dumnezeu vrea ca să te trimită în calea lor. And you can tell these people. Și tu să poți spune acestor oameni. God has done for you. Ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Young people today. Tinerii de astăzi. They are occupied with many things. Sunt ocupați cu multe lucruri. In television. Televiziune. Politics. Politică. Ambitions. Ambiții. Many things. Multe lucruri. But only one thing can save this nation. Dar numai un singur lucru poate salva națiunea asta. That is God. Și acesta este Dumnezeu. And you know it. Și voi știți asta. So share your heart with someone. Așa că deschideți-vă inima și împărtășiți ce aveți acolo cu alții. It stands about Joshua. Ne oprim și asupra înaintea lui Iosua. Iosua. I will not read it, I just tell it. N-am citit, dar doar
Ne oprim puțin. When the people of Israel were discussing a lot of topics. Când poporul lui Israel a fost descurajat de toate problemele care erau. The young man Joshua. Tânărul om Joshua. He was always with Moses. El fusese totdeauna cu Moise. We need some fathers. Avem nevoie de părinți. And we need to stay with them. Și avem nevoie să stăm cu ei. Now let us look at the second group. Să ne uităm acum la al doilea grup. They were prophet disciples. Erau ucenicii profeților. In Bethel. In Bethel. In Jericho. In Jericho. And by the river of Jordan. Și pe lângă râul Iordan. These people. Acești oameni. They had the gift of prophecy. Primiseră, aveau darul de profeție. They had the Holy Spirit. Aveau Duhul lui Dumnezeu. They understood the time they were living in. Ei au înțeles timpul în care, avea să... And three times they came to Elisei. Și de trei ori au venit la Elisei. And they said this. Și au spus acest lucru. Do you know? Tu știi? That the Lord today will take your master away from you, right over your head. Că Domnul va lua astăzi pe stăpânul tău de la tine și îl va ridica la cer. How did they know? Cum de au știut ei? By the Holy Spirit. Prin Duhul lui Dumnezeu. They were prophets. Erau profeți. Today we find the same people among us. Și astăzi avem asemenea oameni. People who understand the situation we are in. Oameni care înțeleg situația în care suntem. But they are still acting wrong. Dar care iau greșeli greșite. They are acting wrong. What they do is wrong. Ah, dar acționează greșit. Because let me tell you one thing. Pentru că vreau să vă spun un lucru. God doesn't need only one man. Dumnezeu. God wants all the nation. Dumnezeu nu are nevoie doar de un singur om. El vrea toată națiunea. Listen one verse. 2 Chronicle 16, verse 9. 2 Cronici 16, versetul 9. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreaga a Lui. The eyes of the Lord is seeking to find somebody that is with Him, totally with Him in His heart. Iată, ochii lui Dumnezeu caută, urmărește, urmăresc oamenii care să fie cu totul ai Lui. So here in Israel in this time, chiar și acum, în Israel, în timpul acesta. Why did God pick up Elisei? De ce a ridicat Dumnezeu pe Elisei? And why not another one of the prophets? Și de ce nu a fost altcineva dintre profeți? Because they had different motive. Pentru că el a avut motive diferite. All of them understand that this day God is going to pick up another prophet. Toți au știut că Dumnezeu va ridica un alt profet. They had the knowledge. Au avut cunoștința. They understood. Au înțeles. The situation of the nation. Situația, starea națiunii. And God could have chosen anybody of them. Dar Dumnezeu nu a putut să aleagă pe niciunul. But God is looking for willing hearts. Dar Dumnezeu se uită. Willing heart, a heart who will. La oameni cu inima mare, dăruită, cu inima care dă. Da, inima dăruită, but these disciples, they were sitting, looking at everything. Stăteam și se uitau la toate. You know, let me take one picture for you. Să vă dau din nou o imagine. If you look at a football match, dacă te uiți la un meci de fotbal, there are 11 people in this team and 11 in that team. Avem 11 jucători aici și 11 în echipa aia.
They are on the arena. Ei sunt pe arena. Playing. Ei joacă acolo pe stadion, pe teren. Doing the best to get the goal. Să luptă ca să facă tot ce e mai bun să dea acolo. But on the tribune. Dar cei în tribune? Is sitting many people. Sunt acolo foarte mulți oameni. Hey, what not good? Și se uită și comentează. Hey, not this player. Should take another player. Nu e bun jucătorul ăsta, trebuia să pună pe altul. Very bad tactic. Nu e bună tactica antrenorului. We must exchange tactic. Trebuie să schimbe tactica de joc. We must throw the trainer, pick another one. Dar trebuie să schimbăm antrenorul, să punem altul. Very much opinions. Foarte multe păreri. Understand what you have to do. Adică ei înțeleg ce ar trebui să facă altul. But just speaking. Dar doar vorbesc. Not acting. Nu fac nimic. Today in the churches. Astăzi în biserici. We find the same. Găsim asemenea lucruri. Many people. Foarte mulți oameni. Coming. And they see what is needed to do. Vin la mine și îmi zic, uite, asta ar trebui să facem. But instead of going to fill that need. Dar ei stau și nu intră să împlinească nevoia aia. They start to speak. Ei doar vorbesc. Oh, what better if they sing these songs. Oh, era mai bine dacă cântai cânte cu celălalt. We should invite this brother to preach. Era mai bine dacă puneai pe fratele ăsta să predice. Oh, they should let this brother more in the front. Let this brother more in the front. Să pună mai față pe alt frate decât pe cel. Să pună pe altul și nu pe celălalt. They have the answers. Ei au răspunsuri. But instead of you go and do what you see. Dar normal ar trebui ca ei să facă ceea ce văd că e nevoie. Just speak. Și nu doar să vorbească. And they are missing the calling. Și ei, în felul acesta, își pierd chemarea. You know, if we have taken some of the technology what we have today. Dacă ar fi să luăm tehnologia care o avem astăzi. And we had, it had been possible to make an interview with one of these prophet disciples. Și dacă ar fi posibil să avem un interviu cu unul din profeții aceia. Or you can say, hey, Mr. Prophet Disciples, you have seen a lot in your life. Și te duce și îi spune, oh, domnule profet, ai văzut multe lucruri în viața ta. And the prophet disciple would respond like this. Și ucenicul, profesor, fii pe locul lor, aș fi zis așa. Oh, yes. Da, I was with Elijah. Eu l-am văzut pe Elie. On the mountain of Carmel. Pe muntele Carmel. When he confronted the bad prophets. Când a confruntat profeții ce erau. I saw miracles. Am văzut multe. Healing miracles. Vindecări minunate. Even dead person raised from the dead. Chiar și persoane moarte care au înviat din morți. I have seen miracles. Am văzut minuni. Just one question enough to discover the hypocrisy. Și iată o singură întrebare care poate descoperi ipocrizia, fățărnicia. What did you do? Ce ai făcut tu? Simplu. And this is how we discover people who are just spectators. Și iată că așa descoperim oameni care sunt doar spectatori. Instead of being actors. În loc să lucreze, să facă, să fie înșiși acolo. Passive instead of being active. Adică sunt pasivi în loc să fie activi. And this is wrong. Și lucrul acesta e greșit. We need to be spiritual actors, not only spiritual spectators. Noi ar trebui să fim, el zice, actori spirituali, adică oameni care să facă și nu doar spectatori. No, maybe you will ask, why do you tell this here? Și poate că tu zici, de ce îmi spui mie lucrurile astea acum? I don't say that you are like this. I don't say. Eu nu zic că voi sunteți așa spectatori. There are many Christians like this. Dar mulți creștini sunt așa. But for the church to grow, dar ca biserica să crească, we must delete the prophet disciples. Noi trebuie să tăiem profeții ăștia care sunt doar ucenici și nu fac nimic. There are three groups, but we must delete one of them.
Trebuie să renunțăm la una din grupe. And then we will have Elijah. Și atunci vom avea pe Ilie. This is the old experienced people. Not only men, not only women. Da, și el spune ca exemplu, vom avea oameni ca Ilie, bărbați și femei cu experiențe cu Dumnezeu. And now comes the good part of the preach. Și acum vine partea bună a predicii. Now we will look at the young man Elisha. Și acum ne uităm la tânărul profet Elisha. He was young. Without experience. Era acolo fără prea mare experiență. But he wanted so much to serve God. Dar dorea așa de mult să slujească lui. Therefore he was always together with the old prophet. Era totdeauna lângă profetul, lângă omul lui Dumnezeu. He liked to stay with Elijah. Îi plăcea să stea cu Ilie. In the same way like Joshua liked to stay with Moses. În același fel care Iosua a stat lângă Moise. In the same way like Timothy liked to stay with Paul. În același la fel cum Timotei i-a plăcut să îl urmeze pe Pavel. Elisha had a nickname. Elisha avea o poreclă. This doesn't stand in the Bible, but Israel tradition says. Asta nu găsim în Biblie, dar tradiția evreiască spune that Elisha was called the one who washed the feet of the prophet. Că Elisha era numit ăla care spală mâinile profetului. This is a good nickname. Era într-adevăr o poreclă bună. He was humble. Era smerit. And he was together with the old prophet for one purpose. Și era lângă omului Dumnezeu cu un singur scop. He saw the people. El a văzut oamenii. He had a heart for the people. Avea o inimă pentru oameni. He saw that the people were falling away from God. El a văzut că poporul se îndepărta de Dumnezeu. In sin. În păcat. In idolatrie. În idolatrie. In sexual sins. În păcate sexuale. In vermetti. 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 In poverty and bad things. În sărăcie și în multe lucruri rele. And he understood one thing. Și el a înțeles un lucru. It's only one thing that can save my people. Este doar un lucru care poate salva poporul meu. And that is the spirit that is upon this old man. Și acesta este Duhul care este acum peste omul lui Dumnezeu Ilie. And that is why he said. Și de aceea a zis. Let me have double dose. Lasă-mă, dă-mi să am dublu din Duhul care este peste tine. You know, when I was younger, when I read this. Știți, când am fost tânăr și am citit acest pasaj. I was thinking that Elisha was a bit arrogant here. Eu m-am gândit că Elisha a fost un pic cam arrogant, cam mândru. Who are you asking for a double dose? Dar cine ești tu să ceri o putere dublă? This is not humbleness. Asta nu e smerenie. But then I understood. Dar el a înțeles. It was his heart for the people. Dar acum am înțeles. Era inima lui pentru poporul. Oh, my people! Oh, poporul meu. You need God! Ai nevoie de Dumnezeu. Listen. Ascultați. It's the same solution. Este aceeași soluție for you, pentru voi. For your family, pentru familia voastră. For this village, pentru oraș, for Prahova, pentru Prahova. For Romania, pentru România. For the world, pentru Europa. The solution is God. Singura soluție este Dumnezeu. Amen. Glorie. And we need a church. Și avem nevoie de o biserică. We need to be a people. Avem nevoie să fim oameni. That is not only caring for themselves, but caring for the people. Oameni care nu doar să le pese de ei, ci să le pese de alții. Then he will pick up you. Acest lucru te poate ridica. Choose you to be an instrument. Te poate face ca să fii un instrument în mâna lui Dumnezeu. For your family. Pentru familia ta. For your village. Pentru orașul tău. Where you are. Acolo unde ești. Let's just finish the preach and read in 2 Timothy. Haideți să terminăm predica și să citim la a doua Timotei. You know, all of us have a calling.
Știți, toți din fiecare dintre noi avem o chemare. And what is important is your race, your life, your walking with God. Și ce este important este cum îți termini umblarea ta cu Dumnezeu. 2 Timothy, verse 7 and 8. Chapter 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7 și 8. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. We have a race. Avem un scop. We have a fight. Avem o luptă. And we need to fulfill our calling. Și avem nevoie să ne împlinim destinul nostru, chemarea noastră. If you are old, dacă ești bătrân, take example of Elijah. Ia exemplul lui Ilie. Don't you sit down and think that I left a young one. I am old now. Nu sta și zice, acum ești bătrân. No, you are not finished with the race. Nu, no, nu ți-ai terminat alergarea. Keep running. Continuă să alergi. And tell people of what you have seen and heard. Și spune oamenilor ceea ce ai văzut și auzit. Share your experience. Împărtășește cu alții experiența ta. And God will give you spiritual children. Și Dumnezeu îți va da atunci copii spirituali. And if you are young, dacă ești tânăr în credință, get close to somebody that lives with God. Stai aproape de cineva care trăiește cu Dumnezeu. Connect to people with experience. Apropie-te de oameni, unește-te cu oameni cu experiență. And they will come one day. Și într-o zi. When we are finished with the race. Când vei termina alergarea. And we will come there in heaven. Ne va chema. We will come in heaven, in cer. Vei ajunge în cer. And then we will have the crown of righteousness. Și vei primi coroana neprihănirii, coroana neprihănirii. The one that the Lord, the righteous judge, will give us on this day. Pe care Dumnezeu, judecătorul cel drept, o va da. Please let us finish the race. Vă rog, haide să ne sfârșim. Shall we pray? Ne vom ruga. That God will use us. Ca Dumnezeu să ne folosească. Either like Elia or like any saint. Fie ca Elie sau ca Elisei. But to have the passion for the people. Dar să fim pentru oameni, să avem o inimă pentru oameni. Shall we make a prayer? Să venim la rugăciune. That God will use us and fill us with His Spirit. Ca Dumnezeu să ne folosească și să ne umple cu Duhul Lui cel Sfânt. Give us a double dose. Ca să ne dea o măsură dublă. Not for ourselves, but for the people. Nu pentru noi, ci pentru alții. So they can win. Ca și ei să poată să vină. Shall we pray? Să ne ridicăm la rugăciune. Okay, hai și rugăm.